Înainte de a pleca spre cantonamentul de la Poiana Brașov, ACS Poli Timișoara a reușit prelungirea contractului cu unul dintre tinerii de perspectivă ai formației pregătite de Ionuț Popa. Clubul de primă ligă a reușit să obțină semnătura tânărului Denis Haruț pentru următorii 2 ani și jumătate. Între 20 ianuarie și 3 februarie, timișorenii au programate antrenamente plus câteva meciuri amicale. În 24 ianuarie este programat un meci la Belgrad cu ocupanta locului 6 în campionatul Serbiei, FC Vozdovac, iar în 25 ianuarie este programat un alt amical cu echipa de Liga a doua, Ripensia Timișoara. Urmează pe 27 ianuarie o deplasare în Ungaria la Kishvarda, formația de pe locul 2 al primei ligi din țara vecină. Ultimul meci e cel cu Național Sebiș în deplasare pe 30 ianuarie.